Sinucigașul de lângă Vama Pitești a rămas neidentificat. În jurul orei 17, după miezii de miercuri, o femeie a sunat la 112 și a anunțat că un bărbat s-a aruncat de pe podul de peste calea ferată de lângă Vama Pitești. Martora a declarat că l-a văzut pe bărbat cum a escaladat balustrada podului și apoi a sărit în gol de la 15 metri înălțime. La locul evenimentului au sosit echipaje ale Isoarge și ambulanței și poliției. O grupă de pompieri de la detașamentul Bradu a coborât, iar între șinele de cale a fost găsit un bărbat în vârstă care la impactul cu solul a decedat. Asupra sinucigașului nu au fost găsite documente de identitate, iar cadavrul a fost ridicat și transportat la morgă în vederea autopsiei. Polițiștii au deschis un dosar penal. Bărbatul avea între 60-70 de ani, 1,68 metri înălțime, 70-75 de kilograme greutate, constituție atletică, ochi verzi și păr alb tuns complet. Era îmbrăcat cu o geacă de fâși neagră cu fermoare ale cărei mâneci erau căptușite cu material textil albastru cu dungă albă, plovări cu model în romburi maro-roșu-alb, cămașă în carouri albastru-alb-maro și pantalon de stofă neagră. Pe cap purta o șapcă nai, chiar în picioare avea Adidas și puma roșii. Cine îl recunoaște după semnalmente este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.